Generalul Florescu așteaptă să fie primit, alteță. Bine. Va aduce încă o dovadă că boierii pretendenți la tron și dușmanii Unirii s-au legat cu radicali într-un complot pentru răsturnarea alteței voastre, cu orice preț. Cu orice preț, misiu de mei. Da, alteță, chiar cu prețul vieții domnului țării. Viața mea nu e tot ce poate fi mai scump. Prețul cel mare e unirea. Ne trebuie doar puțin răgaz și înțelepciune ca să întărim ce am câștigat. Nu uitați, vă implor pe cei care văd mă ce pierd ei. Două tronuri mici oferă mult mai multe șanse pretendenților decât unul. Voi cere să se numească de pe acum succesorul meu la domnie. Câtă vreme poarta va rămâne deschisă viselor tuturor pretendenților, îmi va fi imposibil să fondez stabil și util. Tocmai frica de timp a coalizat acum toate extremele. Mari boieri ca și radicalii se opun în proprietările țăranilor. Prinții vor tronul ei. Radicalii mizează totul pe băncile internaționale și pe un domn străin pe care să-l aducă să-i ajuta. Le stați în cale și unora și altora. Prințul Ghica și Hneazul Moruzi la braț cu radicalul Lascar. Monstruoasă dihanie, Monsieur de Bey. Lumea ironia lui Dumnezeu. Există scăpare să mă. Ne-au prins în clește. Va mai trăi muzica asta. A dus-o plânga brut. Să ne auzim, Sandu. Până ce ne vedea pe Transilvania noastră, s-o unit cu țara. Eu... acolo... nu mai. O să ajungem, Crișane. Ioan I, domn al României, fie în capul țării, fie în rând cu dumneavoastră, voi fi întotdeauna cu țara și pentru țară, fără altfel decât interesele sacre ale României.